Prieteni, așa cum v-am promis, suntem în direct cu unul dintre liderii PCH, cu Florin. Bună seara, Florin, și bine ai venit pentru prima dată la radio din 1948. Salut, bună seara la toată lumea. În primul rând, eu vreau să te felicit și să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și să te felicit pentru extraordinarele coreografii pe care le-ați făcut în ediția precedentă. Au fost fantastice, au fost wow. Mulțumim frumos, dar nu este numai meritul meu, este o muncă titanică de echipă. Sunt foarte mulți băieți care s-au implicat la aceste coreografii și credem că rezultatul a fost unul pe măsură, nu? Da, vreau să... Așa cum ne-am obișnuit în toți anii în care am avut de arătat ceva într-un derby legat de coreografie, a văzut rezultatul. Am înțeles. Haideți să intrăm direct unde ne doare. Ce spui despre insolvență și cine crezi că este principalul sau cine sunt principalii vinovați pentru care s-a ajuns aici? Insolvența este un cuvânt care ne doare. Dar dacă stăm să analizăm la rece această problemă, cred că totul se datorează inclusiv fostei conduceri, dar și actualei conduceri. Sunt convins că actuala conducere încearcă să scape de anumite datorii făcute de fosta conducere și probabil prin programul lor de marketing insolvența era una dintre soluțiile de a reduce aceste datorii. Corect. Eu am afirmat odată că șirul de vinovați începe de la Nevasine Ianul, Dumnezeu să-l ierte, și se termină cu Negoița. Categoric. La Dinamo totul a fost un cerc vicios în care conducătorii au știut să facă bani pe spatele clubului. Numai că în momentul de față ar fi un capăt de drum, iar Negoiță este cel care, cum să spunem, a fost pus în fața acestui fapt de a băga Dinamo în insolvență. Nu știu dacă cei care sunt acum unde sunt ar fi recurs la această procedură, probabil ar fi mușamalizat în continuare datoriile care s-au acumulat. Corect. Nu știu dacă este un act de curaj ce a făcut Negoiță. Cert este că noi, ca și suporteri de atâtea ani de zile, nu vedem cu ochi bun această soluție. Adică numele Dinamo cere mult mai mult, nu un fel de a băga gunoiul sub preș, haide, ne-am băgat în insolvență, scăpăm de 20, 30, 40% din datoriile făcute de ceilalți și obținem un Dinamo mult mai ieftin. Cred că ăsta este de fapt obiectivul domnului Negoiță, de a obține un Dinamo la un preț derizoriu. Corect. Prin care să nici am stat, ne-am gândit, am făcut ședințe, am fost peste dumnealui la birourile lui, la Rina, acolo. Încă nu știm exact care este planul lui, pentru că este un om care a reușit în afaceri, ce-i drept, și probabil știe cum să jongleze cu cuvintele. Ni le-a pus în așa fel pe tavă încât să credem că insolvența este singura soluție în momentul de față. Da. Mă rog, este economist, eu pot să spun că era una din soluții, într-adevăr, cu o singură condiție, să nu dureze mai mult de un an, pentru că dacă durează mai mult de un an, devine dezastruos. Aici este problema noastră și aici am spus și noi în repetate rânduri că din momentul în care, acum, când judecătoria a aprobat planul de reorganizare, dacă planul de reorganizare nu începe pe un făgaș bun, pe un drum ascendent, totul se va duce de repăs. Aici credem noi că ar trebui să intervenim și noi suporterii, să punem presiune pe conducerea actuală, să nu tărădăneze procesul de reorganizare. Corect. Să creăm condiții pentru noi ca suporteri, să creăm condiții propice echipei de a nu se zbate pe undeva pe la mijlocul clasamentului.
Corect. De a încuraja, de a fi tot timpul lângă jucătorii tineri care încearcă să-i promoveze. Da. Iar conducerea are obligația de a ne scoate la suprafață. Adică, bun, ne plecăm capul, ne simțim umiliți că suntem în insolvență. Noi, Dinamo, cu atâtea ani în spate și o istorie mai altă. Dar dacă ne-ai adus aici tu, domnule Negoiță, și cei din stafful tău, corect, noi nu-și cerem mai mult decât să nu dai fix. Adică vedem un Oțelul Galați care a fost în procesul de insolvență, da? Corect. O echipă mult mai mică ca Dinamo și cu un investitor care are probleme în momentul de față. Da. Și totuși Oțelul Galați a trecut prin procesul de insolvență, a parcurs planul de reorganizare și acum este undeva la limita dintre supraviețuire și bine. Adică Oțelul Galați, dacă Oțelul Galați a putut să facă chestia asta, considerăm că obligația domnului Negoiță este ca într-un an de zile să se bată pentru titlul de campion în România și de a duce Dinamo în Europa, acolo unde este locul. Corect. Ieri ne-am întâlnit la Săftica, eu am postat câteva poze pe site. Am înțeles că există o nemulțumire foarte mare referitoare la Constantin Anghelache și aș vrea să știu punctul vostru de vedere. Sigur, toată lumea este nemulțumită de modul în care a gestionat mai mult latura sportivă Constantin Anghelache. Din punctul meu de vedere, cel puțin este un dezastru pe partea sportivă. Exact asta este și principala noastră nemulțumire. Nu contestăm faptul că Anghelache este un foarte bun economist, este un foarte bun contabil sau pe domeniul lui se pasă de economie, este rar. Nu contestăm lucrul ăsta și am fi preferat ca domnul Negoiță să îl pună pe domnul Anghelache în valoare acolo unde se pricepe. Pe parte sportivă, domnul Anghelache ne-a demonstrat prin campania de achiziții pe care a făcut-o corect în sezonul trecut. Corect. Că nici măcar unul dintre cei pe care i-a dus dumnealui nu a confirmat. Lucru confirmat și de Flavius, de Stoicanie. Flavius Stoican, care ne-a spus că într-adevăr nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Iar vine sezonul următor în care ne declarăm insolvența când împlinim 66 de ani. Corect. Și tu, Constantin Anghelache, președintele clubului, îmi aduci 4-5 jucători de la două echipe retrogradate și de la una din Liga 3-a sau Liga 2-a. Corect, și nici măcar foarte tineri, aici este trist. Și nici măcar foarte tineri. Deși la ultima discuție pe care noi am avut-o la hotelul din, am spus că acceptăm ca Dinamo să formeze o echipă tânără cu jucători din propria pepinieră, care în timpul ăsta în care noi ne reorganizăm clubul din punct de vedere financiar și nu jucăm în Europa, putem să creștem niște tineri frumoși, niște tineri care să înțeleagă ce înseamnă spiritul Dinamo. Corect, mai ales că am văzut și ieri împreună, avem viitor. Mie Patrick, exact, și nu vorbim doar de acei puși de 16-17 ani de ieri, vorbim de cei de 18-19 ani care sunt la echipa a doua, în care nu spun că s-ar bate la titlu. Dar dacă tot nu avem obiectiv cupele europene pentru că nu jucăm datorită acestei situații financiare, corect, am putea să formăm o echipă cu care peste 2 ani să te bați la cupele europene și să faci o figură frumoasă pe o echipă tânără. Nu mi-l aduci mie pe... Nu, Doamne ferește, să am eu ceva cu Marc. Dar 31 de ani, pe când noi avem în loc... Mă rog, Bolvedean poate vrea să plece și din punctul nostru de vedere este liber să plece. Dar are echipa a doua un portar de 19 ani, Muțiu. Mai poți promova un jucător și mai tânăr ca Muțiu și în 2 ani de zile să prindă jocuri în picioare și să se lanseze în cariera asta. Corect. Uite, am o întrebare de la Iulian, cel care vine etapă de etapă alături de noi în PCH. Ce atitudine va avea PCH-ul față de Anghelache și Negoiță începând cu etapa întâi?
Dar eu cred că de el, de la finală, că a văzut care este poziția Peluzei și durerea la suportul de Alvin vis-a-vis de președintele Constantin Angelache. Cumva mă respect încă o dată. Nu